Chiar a fost o mare discuție, înseamnă, în vestiarul vostru, pentru că și Edor Florescu mai devreme spunea același lucru, că unii dintre jucători s-au dat accidentați. Care au fost discuțiile între voi înaintea acestei partide, după ce ați văzut că acei jucători au plecat mai devreme, ciudat sau nu, în vacanță? Nu pot spun că am avut o mare discuție, dar pot să... Nu e normal la fotbal, zici că ești în Liga 4, adică ești în Liga 1 profesional, chiar dacă n-ai câștigat, trebuie să-ți respecti meseria până la ultimul meci. Nu știu dacă e normal ceea ce au făcut, sper și conducerea să ia măsuri, că nu e normal noi să stăm, să îi doară piciorul, să îi doară nu știu ce, să meargă acasă la familie, să n-aibă niciun stres, să nu intereseze, să plece liniștiți. Nici n-ați luat gol azi. Cum e victoria asta așa? Ați simțit înainte că puteți face aici să încheiați, deci, să dați lovitura? Da, am simțit. Ne-am încurajat mult înainte de meci, am fost o familie, am alergat unul pentru celălalt și cred că doar așa am câștigat și cred că nu s-a terminat încă campionatul. Trebuie să luptăm până în ultimul moment. Azi mai sunt etape, puncte multe puse în joc. Da, această victorie vă dă așa un moral mult mai ridicat pentru ce va urma, pentru că într-adevăr pare un campionat cel puțin interesant, să-i zic așa. Dacă nu o legi cu alte victorii, victoria asta din seara aceasta e degeaba, pot spune că e degeaba. După vacanță trebuie să continuăm, să luăm puncte, să luptăm cum am luptat în această seară și cred că cine va tura, da, se va șca până în ultima etapă. Apropo de discuțiile astea care au ieșit, crezi că vor lua cei din conducere măsuri? Spuneai și tu despre acest lucru. Dacă nu va fi o problemă oare în bestiar despre faptul că voi le-ați spus sau voi spuneți acum că ei s-au dat accidentați și cumva v-a durut acest lucru și ei vor auzi? Da, normal. Din ce cred și sper că se vor lua măsuri. Nu e normal, v-am spus, chiar nu e normal. Trebuie să ne respectăm tot meseria până în ultimul moment și, nu știu, mai multe nu pot să spun. Cei din cor sper să ia o decizie bună și cu... Poate chiar au avut ceva. 1, 2, dar n-ai cum 5, 6, 7 jucători după un meci să plece acasă. Îți mulțumim tare mult. Seara bună, mai bine.